Nu ce nici de post. Sunt abia scoși din cuptor. Sunt fierbinți încă. Ia uitați-i. Se vede că se fumă aurul. Așa. Eu le-am pus în interior și puțin. Sunt moi, moi, moi. Pufoși, pufoși. Nu știu dacă se vede. Ia uitați-i cum arată. Așa. Și acum să vă. Pentru mucenicii de post vom avea nevoie de 200 de grame de apă. Eu astăzi am să pun apă minerală și o să cântărim totul în grame și o să punem 200. Așa. Apoi vom pune. Ia uitați, drojdie proaspătă, jumătate de pachetel, sunt circa 12 grame și jumătate. Ia să vedem. 13. O să punem miere de albine, cam 250 de grame de miere. Așa, 50. Și amestecăm. O să amestecăm așa să topim drojdia. Așa. În loc de miere de albine puteți pune și zahăr și în loc de apă minerală puteți pune apă normală. Așa. Sau puteți pune și suc de portocale și apă cu zeamă de lămâie. Puteți pune și borș. Eu am cozonac făcut cu borș, este foarte, foarte bun, cozonac de post. Așa. Am amestecat foarte, foarte bine. Și acum o să adăugăm făina. Făina o să o adăugăm treptat. Vom adăuga făina treptat. Așa. O să adăugăm puțin câte puțin. Așa, o să adăugăm pentru moment 200 de grame de făină. Așa. Deci 50 de grame de amidon de porumb o să adăugăm. Așa, 20. Așa, avem 50 de amidon de porumb. O să amestecăm puțin. Așa. Amestecăm bine. Așa. Drojdie cu miere, cu apa și cu făina și cu amidonul. Așa. Am amestecat bine.
Acum o să adăugăm restul de făină cu sarea. Deci am adăugat 200 și acum o să adăugăm restul de făină. Așa, adăugăm restul de făină. O să adăugăm încă 200 și o să avem un total 4. Așa. Să adăugăm 200 și după aceea vedem cât mai intră. Așa. Deci încă 200, o linguriță de sare și acum amestecăm. O să dăm deoparte cântarul. Și amestecăm așa bine. Apoi o să frământăm cu mâna. Așa. Și la urmă o să adăugăm uleiul. Circa 60-70 de ulei. O să vedem cât intră. Așa, și o să adăugăm și arome. Am să adaug coajă de portocală și de lămâie. O linguriță. Puteți adăuga și rom, esență de vanilie. Așa, și amestecăm. Amestecăm bine totul. Așa, cum o să amestecăm cu mâna. O să scoatem de aici. O să adăugăm și uleiul. Și amestecăm așa bine. O să adăugăm și ulei. Adăugăm 40 și la urmă să adăugăm restul. Așa. Și începem să frământăm. Așa, încet, încet. Până încorporăm totul aici. Așa. Și frământăm așa bine. Înaltul. Apoi îl lăsăm la dospit. Acum adăugăm încă puțin ulei. Așa. Și mai adăugăm încă, am adăugat 40. Încă 20. Avem 60 de ulei. Acum o să dăm deoparte. Așa. Și frământăm bine cu uleiul. Până o să intre totul în aluat. Așa. Frământăm bine. Aluatul este gata. Ia uitați-l. Așa. Acum îl lăsăm aici și îl lăsăm să crească. Așa. Și îl acoperim cu folie. Așa.
și lăsăm să-și dubleze volumul. Între timp o să pregătim alunele sau nucile. Așa, acoperim cu folie. Așa. Și între timp o să pregătim nucile. Și eu astăzi am să fac cu alune și cu nuci, dar am să vă arăt varianta cu alune și cu ciocolată. Aici avem 200 de grame de alune prăjite și 50 de grame de ciocolată. Și eu acum am să macin alunele împreună cu ciocolata și o să avem acest rezultat. Acesta este rezultatul, alunele cu ciocolată, vedeți? Așa, și acum așteptăm să crească aluatul. Sau putem pune și nucă. Ia uitați, nuca măcinată. Acum fiecare pune ce dorește. Ia uitați, alune, nuci. Așa, după cum vedeți, aluatul nostru a crescut. Ia uitați-l. Deci are în jur de 800 de grame. Și acum o să-l împărțim și o să facem sfințișorii. Ia uitați-l, vedeți? Așa, o să-l punem pe un fund. Unde o să presurăm puțină făină. Și acum îl punem pe tot aici, pe fundul nostru. Uitați cum arată aluatul nostru. Uitați cum arată crescut. Așa. Și acum o să-l împăturim. Așa. Și o să-l tăiem. Așa. O să-l împărțim. Așa, mi-am pregătit un cântar și acum o să împărțim așa câte 100 de grame și o să facem 8, așa, 8 sfințișori. Dacă îi doriți să-i faceți mai mici, 2, 'Uitați, cântărim fiecare bucățică, să fie cam 100 de grame și o să facem 8 sfințișori. Am împărțit bucățile și acum le luăm pe rând și întindem. Așa. Să vă arăt cum fac eu. Și acum, așa, strângem, ducem dedesubt și ne facem biluța noastră. Ia uitați, vedeți? Așa, deci strângem. Deci prindem și strângem așa de desubt. Ia uitați, vedeți? Așa. Și le așezăm așa aici, una lângă cealaltă. Luăm alta. Și începem. Strângem așa, împingem și strângem. Și din nou. Și după ce le facem pe toate, le lăsăm un sfert de oră să se odihnească. Așa. Și le facem așa pe toate. Așa. Și acum o facem și pe ultima. Dăm așa deoparte. Așa. Întoarcem, apăsăm așa puțin. Și împingem. Așa. Și apoi tragem de desubt. Tragem și răsucim. Tragem și răsucim. Așa. Ia uitați. Așa. Și acum le lăsăm
la sama ipsa. Sa se vodi hinjaska un sfert de oră. Le acoperim. Le acoperim cu folie. Așa. Și le lăsăm să se odihnească un sfert de oră. Așa. S-au odihnit. Acum o să luăm pe deasupra. Așa. Și o să întindem unul câte unul. Eu mi-am pregătit o tavă tapetată cu hârtie de copt, unde o să punem așa aici. Și o să le luăm și o să le așezăm așa aici alături și una câte una o să le facem așa. Așa. Și acum o să întindem așa cu un sucitor. Așa. Cu un sucitor o să întindem. Dacă este nevoie, o să ne ajutăm și cu făină să nu se lipească. Și întindem. Întindem așa o foaie. Așa. Așa, întindem așa bine. Și acum, ia uitați, așa. Acum o să punem o lingură de ulei. Avem așa o lingură de ulei și o punem așa pe deasupra. Așa. Și o întindem așa bine peste tot. Așa. Și o să presurăm pe jumătate din alunele noastre cu ciocolată. Dacă doriți, le puteți lăsa pur și simplu simpli. Și acum o să luăm cu mâna și presurăm așa, doar pe jumătate, pe lung. Așa. Și presurăm așa cât credem noi că dorim să punem. Așa. Punem așa și pe margine. Așa. Și acum, încet, încet, o să răsucim. Punem așa până să fie peste tot. Așa. Și începem să răsucim, încet, încet. Așa. Putem apăsa așa cu mâna să se lipească de aluat, să ne vină mai ușor. Așa, și răsucim. Așa. Apăsăm aici pe capete. Așa. Ca să nu iasă compoziția. Vedeți? Așa. Așa. Și apăsăm așa aici. Și răsucim, răsucim. Și strângem, tragem și închidem până se lipește aici. Așa. Așa. Ia uitați. Vedeți? Așa. Și acum îl dăm deoparte. Îl dăm deoparte și le facem pe toate. Așa. Și după aceea o să dăm formă de 8. Lăsăm să se odihnească puțin. Așa, și punem deoparte. Și așa continuăm cu celelalte. Așa. Luăm și întindem. Întindem așa bine. Aluatul și pe stânga și pe dreapta. Așa.
Acum punem presură în puțin ulei cu lingura, punem. Pe lungime, pe jumătate, o să punem alune cu ciocolată. Așa. Să încercați să vedeți ce bunătate. De post, bune, gustoase. Așa. Acum fiecare pune cât crede în umplutură. Apăsăm așa puțin ca să putem să întoarcem. Ia uitați. Așa. Punem ciocolata aici. Și acum răsucim. Răsucim așa. Apăsăm așa pe capete. Așa. Și răsucim. Așa. Tragem așa aici. Capetele să fie așa bine și răsucim. Prindem așa aici, bine. Așa. Și dăm deoparte. Le dăm deoparte și după aceea le întindem. Și le punem așa unul lângă celălalt. Așa. Cum vedeți, am făcut 3 deocamdată. Acum o să întindem cât de cât, așa. Și apoi dăm forma de 8. Așa, le întindem pe fiecare. Așa. Una câte una, le întindem. Așa. Așa. Uitați. Vedeți? Așa. Și le dăm forma de 8 după aceea. Prindem, unim aici așa bine, unim așa capetele și apoi, ia uitați, le punem în tavă. Aici avem o tavă. Și o să punem așa, unul câte unul. Ia uitați, unul câte unul. Așa, și o să punem aici sfințișorii noștri. Așa, ia uitați. Și lăsăm la crescut. Ia uitați. Și acum acoperim. Și lăsăm la crescut. Și apoi îi dăm la cuptor. Așa. Și acum, dacă dorim să-i facem simpli, fără să punem în interior, întindem aluatul. Așa. Întindem stânga-dreapta, stânga-dreapta. Așa. O să punem tot la fel, puțin, puțin ulei. O să întindem puțin, puțin. Puțin, nu mult. Așa. Și o să întindem așa peste tot.
Sentim de mașa bine peste tot. Și apoi o să răsucim. Ia uitați. O să răsucim așa. Vedeți? Bine, bine. Așa. Închidem așa puțin la capete ca să putem învârti. Așa. Strângem așa bine. Așa. O să-l lăsăm să se odihnească tot așa puțin, întindem. Așa. Se întindem așa. Ia, ați vedeți? Întindem așa încet, încet. Așa. Și acum putem să-i facem așa simpli. Ori îi facem așa. Ia uitați. Așa. Vedeți? Și eu am să-i ung cu puțină apă. Așa. Aici am puțină apă și am să-l ung puțin, puțin și am să-l dau așa cu puțină apă. Așa. Apoi, eu am aici alunele mele și cu ciocolata și am să-l pun așa cu fața în jos să se lipească și îl scoatem. Ia uitați. Și îl punem așa aici. Vedeți? Așa. Și după ce am pus și ciocolată și alune peste, acum. Și acum, cum vor făcuți? Ia uitați ce fac eu. Am să trag așa. Ia uitați. Așa. Și o să tragem așa pe parte. Așa. Acum tragem în partea aceasta. Așa. Și aceștia o să fie cei simpli. Așa. Așa. Și acesta este cel simplu. Ia uitați-l cum arată. Așa, îl lăsăm să crească și apoi o să-l dăm la cuptor. Așa, sunt acum ai scos din cuptor și o să-i punem pe să-i punem așa pe un ia uitați sunt fierbint oh. Sunt moi, moi, moi așa și să-i punem pe. Iată, am făcut unul și așa. O să-i dăm cu miere. Așa. Acum am să iau și am să-i pun pe un platou. Pe fiecare. Și o să facem schimbul. Așa. Și
sei dan comiere. E poi ho spune anzi la cottura. Ah, fai assi squate. Non c'è niente del post. Ciò sei dan comiere. Ascia. Ci comiere. Lasciamo sapone le peste ieri. Potete fare il sirop con zucchero se aggiungete. Și eu ori puneți cu nucă. Eu astăzi am încercat alune și am ciocolată amară. Nu puneți ciocolată fapte. Ciocolată amară, iată, ați amăcinat ciocolata cu alune. Și punem așa deasupra. Sunt făcuți cu apă. Eu am făcut cu apă minerală. O să vă scriu și rețeta în comentarii. Așa. Ucenicii. Să punem miere pe fiecare. Așa. Cine nu dorește miere, poate pune, face sirop din apă cu zahăr, cu coajă de portocală, cu coajă de lămâie, ca să-i dea aromă și să-i însiropeze. Eu nu însiropez ucenicii. Îi las așa. Așa. Așa, pune miere. Eu le pun miere cât sunt calzi. Așa. Ia uitați. Mucenici de post. Și acum. Pufoși, pufoși. Pufoși, pufoși. Ia uitați cum arată. Sunt abia scoși din cuptor. Sunt fierbinți încă. Ia uitați. Se vede că se fumă aurul. Așa. Eu le-am pus în interior și puțin. Sunt moi, moi, moi. Pufoși, pufoși. Nu știu dacă se vede. Ia uitați cum arată. Așa. Așa arată în interior. Așa. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate. Să fie pace în lume. Și să ne ajutăm cu ceilalți. Să fim mai buni. Să nu mai avem atâta ură. Vă pup dulce tot și vedem cu sfințișorii gata făcuți. Vă doresc o zi frumoasă continuare. La revedere. Vă pup dulce. O zi frumoasă.